Hello and welcome to a very short grammar lesson. O foarte scurtă lecție de gramatică. We deal today with if clause. Propoziția condițională. If înseamnă dacă. Deci este o propoziție condițională. În primul rând trebuie să discutăm despre câteva cuvinte de bază care să vă ajute să înțelegeți această scurtă lecție. În primul rând avem sentence, adică frază. Clause, propoziție. O frază este formată din mai multe propoziții, după cum vă aduceți aminte de la română. Și avem, există o structură foarte clară într-o frază, avem o propoziție principală, care în engleză se numește main clause, propoziție principală sau regentă. O vom nota MC și una sau mai multe propoziții secundare, care în engleză se numesc clauses, clause, propoziție, care formează fraza. Clause, propoziția subordonată. CL am notat noi. Acum, if clause este acea propoziție subordonată care exprimă o condiție, fără de care activitatea din propoziția principală nu se poate realiza. Propoziția condițională. If that happened. Dacă acel lucru s-a întâmplat sau s-ar întâmpla, ar fi, știți, poezioara aia simpatică, dacă și cu parcă că se plimbă într-o barcă. Dacă nu era, parcă să neca. Dacă asta se întâmpla, dacă văd că nu se mai vede, facem mai mic. Oh. Bun, să sperăm că înțelegeți. Ok, propoziție subordonată, if clause, probabilități, posibilități și imposibilități. 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 Right. Are you with me so far? Sau nu prea? V-ați pierdut pe drum. Dacă v-ați pierdut pe drum, să mă anunțați. Există trei tipuri de if clause. În sensul că există, mi-ar veni, trei cazuri în care if clause se petrece. Un caz se referă la o acțiune posibilă viitoare. Deci dacă se va îndeplini o acțiune sau dacă se va îndeplini o condiție, acea acțiune va avea loc. Dacă voi avea bani, voi merge în America. Apoi, există o acțiune probabilă care se referă la prezent. Dacă aș avea bani, aș merge în America. Și o acțiune imposibilă, care se referă la trecut și de obicei exprimă un regret. Dacă aș fi avut bani, aș fi mers în America. Ok, să le vedem mai pe larg. Pentru aceasta să introducem în scenă două personaje. Tom și Anne. Bine, voi știți că eu pot să desenez mult mai bine decât atât, dar pentru lecția de gramatică e suficient, zic eu. Tom este un băiat care va împlini 18 ani săptămâna viitoare, sâmbătă. Și face o petrecere la ora sâmbătă la 5. Vrea să o invite pe Anne să participe la petrecerea lui. Și de aceea el va spune așa: Will you come to my birthday party? It is Saturday at 5 p.m. At 5 p.m.
Ea, desigur, are o grămadă de teme și este o fată foarte conștiincioasă. Și putem spune că poate nici nu chiar vrea să meargă. În sfârșit, ideea este că ea îi va spune băiatului că nu prea, nu știe dacă poate merge, pentru că are teme de făcut. Dar va încerca și va spune în felul următor. Voi veni la petrecerea ta, atenție, voi veni, el se bucură, desigur, vii, stai puțin, dacă îmi voi termina temele sau dacă îmi termin temele. I will come to your party if I finish homework. So, I will come to your party if I finish homework. Bun. Primul tip de if clause, de fapt de frază condițională, se referă la posibilitate. E posibil ca acel lucru să se întâmple, pentru că și condiția este foarte posibil să se realizeze, să se îndeplinească acea condiție. Bun, avem răspunsul fetei. I will come to your party if I finish my homework. Adică eu voi veni la petrecerea ta dacă îmi termin tema. Observați că în prima propoziție respectivă, în propoziția regentă, în main clause, propoziția principală, avem future simple, viitorul simplu, iar în propoziția subordonată, deci după if, avem doar present simple. Nu avem voie să folosim future simple în propoziția subordonată cu if. De fapt, în propoziția subordonată. Deci, future simple, present simple. I will come, asta e future simple, eu voi veni la petrecere. Dacă, if I finish, dacă termin, my homework. Bun. Acesta este primul caz. Bun, să vedem acum al doilea caz. Este deja sâmbătă, la ora 5. Toate bune și frumoase. Au venit majoritatea invitaților și Tomiță este îngrijorat de faptul că Anne nu a venit încă. Deci la ora 5 el o sună. Răspunde ea, da, și el, pe ce faci? Vii odată sau nu vii? Hai că te așteaptă lumea pe aici, să știm să începem petrecere. Și ea încă mai are teme de făcut. Și îi spune lui, măi Tom, eu aș veni dacă mi-aș termina temele. Cu alte cuvinte, așteaptă-mă că poate vin, dar sau voi începe spre trecerea că vin și eu, gen. Adică domeniul probabilității, probabil vin, dar ținem foarte clar minte, formularea, eu aș veni dacă mi-aș termina temele. Cu alte cuvinte, tipul 2 se referă la probabilitate. Deja, dacă tipul 1 se referea la posibilitate, e o acțiune viitoare, acum posibilitatea s-a mai redus, a devenit probabil. Probabil aș veni. Adică ne arată că noi vrem să facem lucrul acesta, dar condițiile s-ar putea să nu fie tocmai favorabile. Dacă am putea îndeplini acele condiții, bun. Și avem formularea fetei, formularea lui Anne. I would come, eu aș veni, if
I finished homework. Dacă aș termina tema. Ok. Deci eu aș veni dacă aș termina tema. Observați că aici avem aș veni, aș termina. Acestea sunt, dacă vă mai aduceți aminte de la română, de la gramatica limbii române, acestea sunt două exemple de condițional optativ. Modul condițional optativ al verbului. Aș veni, aș face, aș merge, aș mânca, aș bea, aș dormi, aș visa. Aș veni, aș termina. Vedeți? Condițional. Modul condițional. Vedeți că și în română îl avem. Acum, modul condițional în engleză se exprimă prin would plus come. Would plus verbul la forma de prezent. Would come. Dar. Și se numește present conditional, prezentul condițional. Eu aș veni. Dar în propoziția subordonată, respectiv după if, adică în if clause, nu avem voie să folosim present conditional. Deci nu este permis să folosim. De aceea vom folosi un timp de la indicativ. Mă rog, desigur. Dar nu vreau să mă mai încarc. De fapt, nu este trecutul simplu, ci este subjunctivul. Dar nu vreau să vă încarc. Dacă vreți, mai multe detalii vă voi explica. Să mă anunțați dacă vreți. Vă voi explica mai multe detalii despre subjunctiv. Dar deocamdată este bine să ținem seama că este forma de past simple. See? I would come, present conditional, if I finished homework. Dacă aș termina tema, dacă terminam tema, am traduce noi cuvânt cu cuvânt, if I finished homework. Sper că ați înțeles. Și cazul 3, eu zic că până acum n-a fost dificil. Să vedem. În continuare, cazul al treilea sau tipul al treilea de frază condițională este următorul. A trecut petrecerea, a trecut ora 5 de mult, de fapt a trecut și sâmbăta, și duminica, și lunea, și marța. Miercuri se întâlnește cu Anne, Tom furios. Pe Anne și spune: păi mă, fată, de ce n-ai venit la petrecerea mea? De ce? Eu te-am așteptat ca un zebzec. Iar Anne își dă ochii peste cap și spune: știi, Tom, am avut atâtea lecții de făcut și chestii de astea. Dar hai să vedem cum să formulăm sub formă de if clause. Crede-mă din suflet, îți spun, din sufletelul meu. Eu aș fi venit dacă mi-aș fi terminat tema. Eu aș fi venit, dragă Tom, dacă mi-aș fi terminat tema, dar cum nu mi-am terminat tema, îmi pare așa de rău. V-am zis, e vorba de regret, da? Eu aș fi venit dacă mi-aș fi terminat tema. Ok, ne luăm la revedere de la prietenii noștri Tom și Anne. Tom săracu a rămas supărat. Pe Anne, să vedem cum se va. Poate se vor împăca. Tipul al treilea de if clause se referă la imposibilitate. Imposibilitate, cum am zis, regret. Impossibility, regret. Formularea fetei: eu aș fi venit dacă aș fi terminat tema. Pare rău. Aș fi venit, crede-mă. I would have come if I had finished homework. Vedeți, în română este tot condiționat optativ,
trecut. Aș fi venit, aș fi terminat. În ambele cazuri, în român. Desigur, în engleză sunt un pic mai simpatici. Le place să ne chinuie. Și nu avem voie să folosim past conditional. Deci, în prima propoziție este past conditional. Așa se numește. Timpul. Da? Modului condițional. Past conditional, condițional trecut. I would have come. Nu avem voie să folosim această formă. De aceea vom folosi past subjunctive. Subjunctivul trecut, care nu vă faceți probleme, are forma de past perfect. Acum, să vedem. Sper din suflet că vă aduceți aminte cum se face. Past simple, present simple, past simple și past perfect. Sper din suflet că vă aduceți aminte. Deci, past conditional. I would have come. Eu, I. Would, aș. Have, aș fi. Venit, come. I would have come. Eu aș fi venit. If, dacă. Vedeți ce important este acest mic dacă. Dacă. If I had finished homework. Dacă aș fi terminat tema, am putea spune, bine, had finished în română se traduce prin mai mult ca perfectul, dar nu prea putem. Eu aș fi venit dacă terminasem tema, nu prea sună bine. Dacă terminam tema, veneam pe cuvântul sufletelului meu. Deci, I would have come if I had finished homework. Da? Acestea sunt cele trei cazuri, sper că nu vi s-a părut greu. Acum, ce timpuri trebuie să cunoașteți? Da? Tenses to know. În primul rând, present simple. Sper din suflet că știți. Adică forma, verbul, da? Și subiectul. Deci subiectul și verbul. Forma de dicționar, tot ce vreți. Mă rog, în afară de bine. Mă rog, știți. I work. Știți că folosim totdeauna acest verb, că este verb regular. Eu muncesc. He sings. Sing este un verb neregulat care are cele trei forme, sper că știți. Sing, sang, sung. Și am mai pus și he, adică persoana a treia, astfel încât să-ți adauge un s la verb. Sper că vă aduceți aminte. So, I work, he sings. Eu muncesc, el cântă. Foarte drăguț. Future simple. Viitorul simplu. Will, desigur, mai există și shall, dar nu, we won't go into this. Will, plus verb. Da? Eu voi. În română, da? Eu voi. Iar mai intrăm în cap. Deci, I will work. Mă rog, se mai spune și I shall work. Adică se mai spune, așa era forma corectă. Aceasta este forma, să zicem, academic corectă. Dar mai nou se folosește foarte mult I will work. Și pentru ușurare, I will work. So, I will work. Observați, work, work. And he will sing. Da? Nu mai punem să. Vedeți, sper. Apoi, past simple. Iarăși, sper că îl cunoașteți. Este foarte simplu. Verbul, da? Mă rog, subiectul și așa, verbul plus ed, dacă e vorba de un verb regulat, și forma a doua, dacă este vorba de un verb neregulat, și sper din suflet că le cunoașteți, măcar câteva, le cunoașteți toate formele. I worked, worked, și se citește worked. He sang, sing, sang, sung. Numărăm împreună. 1, 2, 3.
Ce scrie acolo forma a doua, da? Deci 2. Ia. Sper să nu fie nota. He sang. He sang. Da? Se vede că e sang. S-a-n-g, s-a-n-g. Glumesc. Ok. Deci present simple, future simple, past simple. Past perfect simple. Deocamdată lucrurile astea trebuie să fie știute. Știu. Așa ar trebui. Ar trebui să fie știute. Să-mi spuneți, vă rog frumos, ce timp este acesta și ce mod. Ar trebui. Past perfect simple. Had plus verb plus ed, dacă e vorba de verb regulat, sau forma a treia, dacă e vorba de verb neregulat. I had, da? Worked. Worked. Ca aici, worked. Și he had, da? Sung, numărăm împreună. 1, 2, 3. Forma 3, scrie 3 aici, scrie 3 aici, da? Deci, sung, sung. Ok, până acum sunt lucruri știute, doar le-am recapitulat puțin. Și mai avem câte două timpuri mai speciale. De fapt, este vorba de un mod, da? Un alt mod, modul condițional. V-am spus și în română și în engleză există această denumire de condițional. Present. Și acest mod are două timpuri. Present conditional. Foarte simplu. Se formează cu verbul modal would. Aș. Aș vrea. Asta înseamnă aș vrea. Would. Foarte drăguț. Would este de fapt forma de trecut a lui will, dar nu mergem, nu continuăm pe linia asta ca să nu vă complic, inutil. Would, deci forma este would plus verb. Eu aș face ce zice verbul. Eu aș face ce zice verbul. El ar face ce zice verbul. Da? Vă aduceți aminte? Ar trebui? Cine se prinde să se țină bine. I would work. Eu aș munci. Vai, ce de aș munci. Cred. Și voi ați învăța. Vai, ce ați învăța. He would sing. El ar cânta. Ok. Vedeți? La fel. Mai avem past conditional. Past conditional este un pic mai complicat. Nu este totuși deloc complicat. Would, același, would, mai punem un have, da? Și după aceea avem verbul, plus ed sau forma a treia. Plus ed sau forma a treia. I would have worked. Da? Deci este I would have. I would have worked. Da? Și asta este un verb regulat, iar verbul neregulat, he would have sung. Bun, și acum să vedem care cu care merge. Tipul 1, da? Știi? Să vedem. Tipul 1 merge așa. Future simple. Da? Future simple, viitorul simplu. Eu voi munci cu present simple. Dacă tu vei cânta, dacă tu cânți. I will work if you sing. If he sings. Sorry, nu tu, el. I will work if he sings, dacă el cântă. Tipul 2. Merge cu present conditional. Eu aș face. Doamne, ce aș mai face? So, present conditional. I would work. Eu aș munci. Da. Hai să vedem cu past simple dacă el făcea, nu știu ce. Dacă el cânta.
Eu aș munci dacă el ar cânta. I would work if he sang. I would work if he sang. Ok. Și iar, tipul 3 de if clause merge foarte frumos cu past conditional, eu aș fi făcut, și past perfect simple. I would have worked if he had sung. Ok, cam aceasta este lecția. Sper că ați înțeles. Vă rog frumos să-mi spuneți, să mă anunțați.